Astra Giurgiu s-a calificat în semifinalele Cupei României după victoria de 2-1 înregistrată în meciul cu Dunărea Călăraș. Elevii lui Costel Enache au marcat din primele minute ale partidei de pe Marina Nastasovici. Finlandezul Vahid Hambo a fost cel care a marcat în minutele 4 și 7, aducând astfel calificarea Astrei. Au început meciul așa cum trebuie început un meci, pentru că aveam în față un adversar care în 2019, în toate cele 4 jocuri, nu pierduseră. Și meciurile adversarului nu au fost chiar ușoare. Am fost circumspecți, avertizați de potențialul adversarului, l-am simțit foarte mult în repriza a doua. Din fericire pentru noi am început foarte bine meciul cu inventivitate, fantezie și cu un joc dinamic ofensiv. Lucrul ăsta ne-a asigurat calificarea. Chiar dacă și-a lăsat titularii acasă pentru a oferi celor noi veniți ocazia să evolueze într-un meci oficial, tehnicianul celor de la Dunărea Călăraș și Dan Alexa consideră că, exceptând începutul meciului, echipa sa a evoluat bine până la final, având chiar ocazia unei egalări anulate de arbitru. Am început jocul de la 0 la 2, apoi am controlat jocul în mare măsură. Cred că puteam să și egalăm la cea ultimă fază. N-am revăzut și nu vreau să comentez arbitrajul. Pentru noi important a fost, pentru mine de fapt, cel mai important lucru a fost că să pot să le dau posibilitatea jucătorilor care pot fi importanți pentru noi, Filip, Iancu, Mapucu, să joace un meci oficial, pentru că începe play-out-ul și sunt jucători care vin după o lungă perioadă de inactivitate. Am în mare sunt mulțumit de ei. Am lăsat la Călăraș și 11 jucători, de fapt toți jucătorii titulari care au jucat cu Dinamo. Dar și așa, exceptând primul sfert de oră, cred că am făcut un joc bun. Da, Astra o echipă experimentată. Când ai avantaj de 2-0 e foarte greu să întoarce rezultatul potriva unei echipe ca și cea din Giurgiu.